În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Preacucernice Părinte Provincial Damian Gheorghe Pătrașcu, Cucernice Părinte Decan Ciprian Antălucă, dragi confrați preoți, dragi pelerini, cinstitori ai Preacuratei Fecioare Maria, tuturor vă spun din toată inima, bine ați venit la Sanctuarul Maicii Domnului de la Cacica. În toată lumea catolică, în toate diecezele și țările, există locuri privilegiate în care omul se întâlnește mai ușor cu Dumnezeu și simte mai profund ocrotirea Mamei Cerești. În dieceza noastră de Iași, un astfel de loc este Sanctuarul Maicii Domnului de la Cacica. Bunicii și străbunicii noștri au prețuit mult acest loc și au făcut eforturi mari, unii chiar an la rând, ca la 15 august să ajungă la Cacica și aici să trăiască momente spirituale de neuitat. Dragi pelerini care ați venit la Cacica din toate colțurile țării și chiar de peste hotare, în acest an, un an în care omenirea întreagă a fost și este greu încercată de pandemie, vom forma o familie în acest loc. Ne vom ruga cu mai multă ardoare pentru noi, pentru cei dragi ai noștri, unii care au plecat dintre noi, Bunul Dumnezeu și Maica Preacurată, să ne dea înțelepciune și speranță, să putem trece cu mai multă credință prin încercările vieții. Ne predispunem sufletește, facem igiena adâncului și încredințăm lui Dumnezeu toate intențiile noastre cu care am venit în acest pelerinaj prin mijlocirea Maicii noastre cerești, Maria. Mărturisesc. Aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică.
Harului Dumnezeu. Doamne Dumnezeule, harul Tău ca noi slujitorii Tăi să ne bucurăm de sănătatea neîncetată a minții și a trupului și prin mijlocirea preasfintei Maria Pururea Fecioară să fim mântuiți de tristețea de acum și să ne bucurăm de fericirea veșnică. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine viețuiește și domnește, în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. Citire din cartea lui Iosue. În zilele acelea, Iosue a spus atunci întregului popor: acum temeți-vă de Domnul și slujiți-i cu integritate și în adevăr. Îndepărtați-vă de dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de rău și în Egipt și slujiți Domnului. Dacă vi se va părea greu să slujiți Domnului, alegeți pentru voi astăzi pe cine să slujiți,
Dacă pe Dumnezeii pe care i-au slujit părinții voștri dincolo de rău, sau pe Dumnezeii amoreilor care locuiesc în țara voastră, dar eu și casa mea îl vom sluji pe Domnul. Poporul a răspuns, departe de noi să-L părăsim pe Domnul și să slujim altor Dumnezei, căci Domnul Dumnezeul nostru, El ne-a scos pe noi și pe părinții noștri din țara Egiptului, din casa sclaviei. El a făcut înaintea ochilor noștri acele semne mari și ne-a păzit pe toate căile pe care am umblat și printre toate popoarele prin mijlocul cărora am trecut. El a alungat toate popoarele pe amorei care locuiau în țară înaintea noastră și noi îl vom sluji pe Domnul, căci El este Dumnezeul nostru. Iosue a zis poporului, nu veți putea să slujiți Domnului, căci este un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu gelos. Nu va ierta fără de legile și păcatele voastre. Dacă îl veți părăsi pe Domnul și veți sluji dumnezeilor străini, El se va întoarce, vă va face rău și vă va nimici, după ce v-a făcut bine. Poporul i-a zis lui Iosue, nu, noi îl vom sluji pe Domnul. Iosue a zis poporului, voi sunteți martori împotriva voastră că l-ați ales pe Domnul ca să-i slujiți. Ei au răspuns, suntem martori. Acum îndepărtați-i pe dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru și întoarceți-vă inima spre Domnul Dumnezeul lui Israel. Poporul i-a zis lui Iosue, noi îl vom sluji pe Domnul Dumnezeul nostru și vom asculta glasul lui. În ziua aceea, Iosue a făcut o alianță cu poporul, le-a dat hotărâri și judecăți la Sihem. Iosue a scris aceste lucruri în cartea legii lui Dumnezeu. A luat o piatră mare și a ridicat-o acolo, sub ștejarul care era lângă sanctuarul Domnului. Iosue a zis întregului popor, iată, piatra aceasta va fi martor împotriva voastră, căci a auzit toate cuvintele pe care ni le-a spus Domnul. Ea va fi martor împotriva voastră, ca să nu-L trădați pe Dumnezeul vostru. Iosue a lăsat poporul să plece, fiecare la moștenirea lui. După aceste lucruri, Iosue, fiul lui Nun, slujitorul Domnului, a murit. El avea 110 ani. Cuvântul Domnului. Îl am mereu în fața ochilor pe
pline și de sfătări veșnice la dreapta ta. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Iuda. Iuda, slujitor al lui Iisus Hristos și frate al lui Iacob, către cei chemați, iubiți de Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Iisus Hristos, îndurarea, pacea și iubirea să fie din belșug cu voi. Iubiților, aveam o mare dorință să vă scriu despre mântuirea noastră comună, dar m-am văzut nevoit să vă scriu, ca să vă îndemn să luptați pentru credința încredințată sfinților, odată pentru totdeauna. Pentru că s-au strecurat printre voi unii oameni necredincioși. Vai de ei, pentru că au urmat calea lui Cain, au căzut pradă rătăcirii lui Balaam, de dragul câștigului, și au pierit în răzvrătirea lui Core. Aceștia sunt ca niște pete murdare la mesele voastre comunitare, la care iau parte și se îndoapă cu nerușinare. Nori fără apă, purtați de vânturi de aici colo, pomi fără rod la sfârșitul toamnei, morți de două ori, dezrădăcinați, valuri furioase ale mării care își spumegă nerușinarea, stele rătăcitoare, cărora le este păstrată bezna întunericului pentru veșnicie. Dar voi, iubiților, clădiți-vă pe credința voastră preasfântă, rugându-vă în Duhul Sfânt, păstrați-vă în iubirea lui Dumnezeu, așteptând îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos spre viața veșnică. Cuvântul Domnului. Aleluia, aleluia, aleluia.
citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În zilele acelea, ridicându-se, Maria s-a dus în grabă către Ținutul Muntos, într-o cetate a lui Iuda. A intrat în casa lui Zaharia și a salutat-o pe Elisabeta. Când a auzit Elisabeta salutul Mariei, a tresăltat copilul în sânul ei, iar Elisabeta a fost umplută de Duhul Sfânt și a strigat cu glas puternic: Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul sânului tău. Și de unde îmi este dată mie aceasta ca să vină mama Domnului meu la mine? Iată, când a ajuns glasul salutului tău la urechile mele, a tresăltat de bucurie copilul în sânul meu. Fericită aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de Domnul. Maria a spus: Sufletul meu îl preamărește pe Domnul și Duhul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu Mântuitorul meu, căci a privit la smerenia slujitoarei sale. Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită, căci mi-a făcut lucruri mari cel Atotputernic și numele Lui e sfânt. Milostivirea Lui rămâne din neam în neam peste cei ce se tem de El. A arătat puterea brațului Său, i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor. I-a dat jos de pe tron pe cei puternici, i-a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi i-a copleșit cu bunuri, iar pe cei bogați i-a lăsat cu mâinile goale. L-a sprijinit pe Israel slujitorul său, amintindu-și de îndurarea sa, după cum a promis părinților noștri, lui Abraham și urmașilor lui în veci. Maria a rămas cu ea cam 3 luni, apoi s-a întors la casa ei. Cuvântul Domnului. Fericiți sunt cei care locuiesc în casa ta, Doamne, pentru că te pot lăuda mereu. Iubiți credincioși, cu vreo jumătate de oră înainte de această sfântă liturghie, am auzit un grup de pelerini care soseau și cântau un cântec care este răspândit în toată țara noastră, un cântec frumos. Am venit, măicuță, să te mai vedem, să-ți spunem necazul care îl mai avem. Este bine că ați venit, am venit cu toții să spunem toate necazurile noastre, dar sper să nu o supărăm și pe Maica Domnului să spunem numai necazurile. O să creadă că trăim în talpa iadului, nu în grădina Maicii Domnului, cum se cheamă țara noastră. Să-i spunem și bucuriile noastre, dacă tot am venit aici. Eu cred că în familiile dumneavoastră, în comunități, nu este chiar așa de rău, numai necazuri peste tot. Să-i spunem că familia noastră stă bine, că reușim să muncim, că am scăpat puțin câte puțin de această nenorocită pandemie, că soțul, soția lucrează, se împacă, copiii n-au luat-o pe căi greșite și așa mai departe. Să-i spunem evident și necazurile, că altfel o să creadă Maica Domnului că în țara asta este infernul, iadul pe pământ. Suntem, cred că, bine, avem și necazuri, dar și acestea trebuie să le spunem. Iar această constatare
are legătură cu subiectul pe care vreau să-l dezvolt la această predică și anume despre laudă. Noi avem un salut frumos pe care îl folosim, din păcate, numai atunci când întâlnim vreun preot. Spunem, lăudat să fie Iisus și Maria, Părinte. Plecăm capul și îi spunem și auzim de la Părintele spunând în vecii vecilor, amin. Unii o mai iau pe scurtături, lăudat și Maria, alții spun greșit, lăudat să fie Iisus și Maria și așa mai departe. Păcat că acest salut este folosit numai atunci când se întâlnește preotul și nu și între noi. Și de aceea vă propun ca măcar în aceste zile, astăzi și mâine, nu este interzis nici după aceea când vă întâlniți pe drum, mergând la muncă, la biserică, să folosiți acest salut. Și chiar atunci dacă sunați pe cineva dintre copiii dumneavoastră, plecați peste mări și țări, salutați-i, lăudați să fie Iisus și Maria. Poate vreunul se va speria, o să spună ce ai pățit, mamă, e cald, prea cald acolo, la cacica. S-a întâmplat ceva, ce mă saluți așa? Dar alții probabil vor răspunde așa, zice, niciodată nu m-a salutat așa frumos, o spună în vecii vecilor. Deci roagă-te și pentru mine. Este un salut extraordinar de frumos acest, lăudat să fie Iisus și Maria. Atunci când se întâlnește preotul, noi spunem servus sau hai noroc sau, eu știu, neața, bună dimineața. Este un salut pe care dacă îl înțelegem și voi încerca în minutele următoare să-l explic atât cât mă duce mintea, o să-l folosim și mai des, să vedem de ce noi trebuie să-L lăudăm pe Dumnezeu. Nu că El ar avea nevoie de lauda noastră ca să-I crească inima mare, ci pentru că noi avem nevoie ca să-L lăudăm pe Dumnezeu. Nouă ne facem bine și o să vedem de ce. De ce? Pentru că viața noastră trebuie să fie o laudă continuă adusă Preasfintei Treime, o laudă continuă adusă Mamei noastre cerești. De aceea și prezența noastră aici, dincolo de necazurile pe care le-am adus cu noi, de sute, mii de valize, dacă am putea să le vedem, cred că n-ar încăpea în acest loc. Lauda noastră, prezența noastră aici trebuie să fie o laudă adusă Preasfintei Treime, o laudă adusă credinței pe care noi o trăim, deoarece fiecare a venit nu numai cu sine, dar a adus împreună toată familia pe care o are acasă, pe cei în vârstă, pe cei mici, pe cei care n-au putut să vină, pe cei care nu vor să vină. De aceea încep și eu această predică cu lăudat să fie Iisus și Maria. Mulțumesc, în vecii vecilor. Și mă întrebam când o fi început creștinii catolici să se salute așa cu acest lăudat să fie Iisus și Maria. Și nu știu, n-am găsit nicăieri. De ce nu spunem și noi, mă întrebam atunci când întâlnim un preot, așa cum fac frații noștri ortodoxi, când întâlnesc un preot, îi spun să rămână Domn Părinte. Nu știm nici când a început și sper ca să știm când se va termina, adică niciodată. Să continuăm așa și atunci când o să trecem la cele veșnice, să salutăm așa. De ce atunci trebuie să ne comportăm așa, să vedem de ce creștinul trebuie să-L laude pe Iisus și pe Maica Domnului? În primul rând aș spune pentru că și Maica Domnului a făcut la fel atunci când, vizitând-o pe verișoara sa Elisabeta, am ascultat în Evanghelie, a izbucnit de bucurie și a strigat, sufletul meu îl preamărește pe Domnul, îl laudă pe Domnul. Și duhul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu Mântuitorul meu. Sfânta Fecioară Maria, iubiți credincioși, îl laudă pe Dumnezeu. De ce? De ce? Pentru că Dumnezeu este Mântuitorul ei. Vede în Dumnezeu Mântuitorul ei. De ce anume, ne întrebăm iarăși, Maria
Era conștientă că trebuie să fie mântuită de Dumnezeu. Ce spune acest cuvânt, care în românește are un dublu înțeles? Uneori spune mi-am mântuit ceasul sau mi-am mântuit, nu și-am pierdut. Are și acest sens, cel puțin aici, prin Moldova. De ce Maria trebuia să simtă ea, de ce simțea că trebuie să fie mântuită de Dumnezeu? Noi știm care sunt ceilalți vrăjmași ai noștri. Cred că ne gândim imediat că vrăjmașul sau vrăjmașa este vecina, este sora, prietena care odată prietenă și acum își bate joc de mine. Găsim totdeauna un țap ispășitor din afara noastră și spunem, vrăjmașii mei sunt ăștia cu nume și prenume și adresa casei exact. Am putea să-i înșirăm, să facem o listă foarte frumoasă. De aceștia, Doamne, trebuie să mă scapi ca eu să devin sfânt. Spunea, aseară vorbeam cu un preot că cineva s-a dus să plătească o liturghie, nu aici, și spunea, Părinte, pentru X, Y, pentru ca să îi trimită Dumnezeu un cancer, ca să mă lase în pace, să pot și eu să mă rog. Și părintele i-a spus, nu se poate, Doamne, pentru asta. Zice, dacă nu se poate cancer, orice ar fi altceva, numai să moară. Orice altă boală, poate s-a terminat cancerul. Vrăjmașii noștri, iubiți credincioși, suntem nu atât cei din afara noastră, vecinii noștri, sau într-adevăr avem și dușmani care vin din afară, ne fac rău, pentru că unii sunt împietriți la inimă, sunt răi. Primul vrăjmaș al nostru suntem noi. De noi trebuie să ne elibereze Dumnezeu de multe ori, pentru că trăim în așa fel că ne este și nouă rușine de noi înșine. Ce facem? Noi așteptăm așa cum așteptau în timpul comuniștilor, la începutul persecuției, pe americani să ne elibereze țara de comunism. Însă trebuie să ne rugăm de multe ori, Doamne, apără-mă de mine că îmi fac rău. Atunci când vorbesc de aiurea, atunci când clevetesc, atunci când fac ceea ce nu trebuie, atunci când nu vreau să iert, când arunc cu piatra în mine,
Atunci când îi învăț pe copii, copiii mei și ai vecinilor, ca să nu ierte, spune nu ierta, nu merită asta. După aia te ia de prost. De multe ori așa se spune. Nu te lăsa. Nu trebuie să fii umil, că lumea e rea în ziua de astăzi. Comportă-te exact și de mai multe ori, încă de două ori mai rău. Dacă ți-a dat una, nenorocește-l, nu-l lăsați să-ți mai dea a doua oară. Vrăjmașii noștri sunt mândria, necurăția care vedem că se întinde peste tot ca lepră, necurăția noastră. E inutil să ne uităm la necurăția altor popoare, a noastră, noi, cei de aici. În al doilea rând, rostind cuvintele lăudat să fie Iisus și Maria, noi ne rugăm, adică vorbim cu Dumnezeu lăudându-L. La fel facem atunci când spunem Tatăl nostru, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta. La fel facem atunci când spunem Bucură-te Maria și o lăudăm pe Sfânta Fecioară Maria spunând Binecuvântată ești Tu între femei, așa cum a făcut și verișoara sa Elisabeta, Binecuvântată ești Tu între femei. Ce bucurie că ai venit la mine! Nu i-a spus ce cauți la mine, ce bucurie că ai venit! Și Sfânta Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. Se spune că la ieșirea dintr-un oraș, un cetățean i-a făcut semn cu mâna unei mașini ca să-l ia la ocazie, așa cum se spune pe la noi. L-a luat omul în mașină și, ajungând în următoarea localitate, trecând prin dreptul unei biserici, șoferul și-a făcut semnul crucii și a spus cu gura mare, lăudat să fie Iisus și Maria. Clientul pe care îl luase, era probabil de altă credință, îi spune, dar ce s-a întâmplat? Vorbești cu zidurile, cu cine? Cu ei spus mie? Ce nu treceam pe lângă biserică și noi așa am fost învățați de mici, atunci când trecem să ne facem semnul crucii. Atunci când vedem o persoană, să spunem, lăudați să fie Iisus și Maria. N-a trecut mult și a sunat telefonul pasagerului. După ce a terminat pasagerul conversația, șoferul l-a întrebat, dar ce faci tu? Vorbești cu plasticul ăla? Ce nu, eu vorbesc cu o persoană, am vorbit cu mama. Prin intermediul acestei bucăți de plastic, un pic de fier, un pic de plastic împreună și puțină sticlă, vorbesc cu mama mea. Și îi spune șoferul ei, bine vezi, și eu tot la fel, nu am vorbit cu zidurile bisericii, ci prin intermediul acelor ziduri pe care le-am văzut, am vorbit cu Dumnezeul meu prin rugăciune. În al treilea rând, atunci când rostim această scurtă rugăciune sau iaculatorie, noi arătăm care este relația noastră cu Dumnezeu și cu Maica Preasfântă. Dacă noi alergăm la Preacurata Fecioară Maria, la Dumnezeu, numai atunci când avem probleme și în rest spunem, de asta am eu grijă, eu am făcut, de multe ori se întâmplă și așa ne rugăm, să ne dea sănătate, pace în familie, să se întoarcă copiii sănătoși acasă și să se întoarcă la fel de sănătoși. După ce ajung și sună, am ajuns cu bine, foarte bine, este meritul meu. Sfânta Fecioară Maria avea altă treabă. Dumnezeu era ocupat. Uităm și ca să mulțumim, să-L lăudăm, Doamne, ne-ai ajutat, i-ai ajutat pe copiii mei, pe vecinii mei, pe cine vrem noi, i-ai ajutat ca să fie bine. Dacă noi avem puterea să-L lăudăm pe Hristos și pe Preacurata Fecioară Maria, în orice moment al vieții înseamnă că suntem pe calea cea bună. Și cred că avem destule alte motive pentru a-L lăuda pe Dumnezeu, pentru viața pe care o primim în fiecare zi, pentru sănătatea de care ne bucurăm,
pentru copilărie, pentru tinerețe, pentru bătrânețe, pentru roadele pământului, pentru mâncarea pe care o primim, pentru soare, pentru nori. Și Sfântul Francisc de Asizi, de care probabil ați auzit, ajunge să spună și pentru sora moarte, te laud, Doamne. Îi spune și morții, nu spune un necaz, o nenorocire mi-a venit. Te laud pentru sora moarte. Spune Psalmul 139. Te laud, Doamne, că m-ai făcut o făptură atât de minunată. Lucrările tale sunt admirabile. Oasele mele nu erau ascunse pentru tine când am fost plămădit în taină, țesut în chip minunat în adâncimile pământului. Iubiți credincioși, se vorbește de noi, nu de evrei de acum 5.000 de ani, nici de japonezi. De fiecare dintre noi, noi am fost țesuți în chip minunat în adâncimile pământului. Ochii tăi m-au văzut înainte de a mă naște și în cartea ta mi erau scrise toate, zilele erau fixate, pe când nu era niciuna dintre ele. L-ai făcut pe om cu puțin mai mic decât pe înger, l-ai încununat cu cinste și măreție, toate le-ai pus la picioarele lui. Noi suntem creaturile, făpturile minunate pe care Dumnezeu le-a făcut. Pentru toate, iubiți credincioși, trebuie să-L lăudăm pe Dumnezeu, pentru grija pe care Preacurata Fecioară Maria ne-o poartă zi de zi, n-am fi nimica, zero am fi, dacă n-ar fi Preasfânta Fecioară Maria. Nu trebuie să fim zgârciți cu lauda, pentru că Dumnezeu nu este zgârcit. Dumnezeu se laudă cu noi în fața Preasfintei Fecioare Maria, în fața tuturor sfinților și se laudă și spune despre noi atâtea lucruri bune. Nu cred că ne bârfește, nu cred, și dacă vede că am greșit ceva, atunci spune ca și Hristos pe cruce, iartă-L că nu știe ce face, nu știe ce-o zis aseară. Este un om bun în inima Lui, eu L-am făcut. Iisus și Maica Domnului, iubiți credincioși, ne iubesc fără măsură, ne iubesc cu o iubire veșnică, o iubire pe care noi, oricât am încercat, nu o putem realiza. Dar în micul nostru, acolo unde trăim, cu puținele persoane, bune sau unele mai puțin bune, suntem chemați să le iubim pe acestea. Și vă rog să nu uitați de propunerea pe care v-am făcut-o la începutul acestei predici, să vă salutați frumos, să ne salutăm frumos în aceste zile și după aceea cu acest salut, lăudați să fie Iisus și Maria. Iar acum să ne mărturisim credința, cred într-unul Dumnezeu.
fraților, preiubiți, prin Preacurata Fecioară Maria a venit în lume mântuirea. Să preamărim pe Născătoare de Dumnezeu și să înălțăm rugăciunea noastră către El. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Fecioarei Maria, dăruiește sănătate și putere Sfântului Părinte, Papa Francisc, Episcopului nostru Iosif și tuturor păstorilor noștri sufletești și binecuvântează-le munca și întreaga viață. Te rugăm, ascultă-ne! Tu care te-ai arătat în trup omenesc, sfințește rugăciunea și munca noastră ca să aducă roade veșnice. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește tuturor celor plecați din sânul familiei iubire statornică față de căminul lor. Fă să păstrăm în inima noastră, să medităm și să punem în practică cuvintele tale, imitând-o pe Sfânta Fecioară Maria. Binecuvântează munca medicilor și ajută în rezolvarea cazurilor grave. Dă-i bisericii harul să contemple tot mai profund sfințenia Maicii tale și să imite iubirea cu tot mai multă fidelitate. Dăruiește-le tuturor celor încercați harul să simtă ocrotirea de mamă a Sfintei Fecioare. Dăruiește-le tuturor pelerinilor veniți la sanctuarul tău de la Cacica mângâiere și speranță. Prin rugăciunile Maicii tale, cheamă-i pe toți frații noștri răpoțați să se bucure de vederea feței tale. Dumnezeule atotputernic, ascultă cu bunătate rugăciunea pe care biserica ta înalță prin mijlocirea Născătoarei de Dumnezeu și dăruiește-le tuturor oamenilor îndurarea și pacea ta, prin Hristos Domnul nostru. Oh,
Bucurați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Primește, te rugăm, Doamne, rugăciunea poporului Tău, împreună cu jertfele oferite, pentru ca prin mijlocirea Sfintei Maria, Maica Fiului Tău, dorința nimănui să nu fie neluată în seamă, cererea nimănui să nu fie zadarnică, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Sus inimile. Mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pentru minunile săvârșite de tine în viața tuturor sfinților, dar în chip cu totul deosebit se cuvine să preamărim îndurarea ta împreună cu Sfânta Fecioară Maria, înălțându-ți din inim cântarea ei de mulțumire. Prin ea ai înfăptuit cea mai mare lucrare de pe tot pământul și ai arătat puterea brațului tău întregii omeniri, atunci când ai ales-o pe slujitoarea ta smerită, ca prin ea să-l dăruiești neamului omenesc drept mântuitor pe Fiul tău, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Prin ele te laudă corurile de îngeri, care se bucură de apururi înaintea feței tale. Primește-ne, te rugăm, și pe noi, pentru ca împreună cu ei să te laudăm cântând cu bucurie. Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenis unctio.
Cu adevărat, Sfânt ești, Doamne, izvoră la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roua Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând, luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând, luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Mistarul credinței. Moartea ta, Doamne, ovestit, și învierea ta, o mărturisim, Doamne, moartea ta, celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta, răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu Episcopul nostru, Iosif, și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii, și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta, și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, și cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-a iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor.
Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cer rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururi, liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și să ne dăruim pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt venit să intri în acolământul meu, lasă-mi mai multă și să vă mulțumesc. Trupul lui Hristos. Amen.
Dragi ascultători și dragi prieteni care sunteți în transmisiune directă cu noi la această Sfântă Liturghie, urmează momentul distribuirii Sfintei Împărtășanii, iar noi vă invităm ca împreună să facem împărtășania spirituală. O Iisuse, te cred de față în preasfântul sacrament al altarului. Te iubesc din toată inima și doresc să vii în sărmanul meu suflet, umilit și plin de căință. Știu că sunt nevrednic de un asemenea favor, dar mă încred în bunătatea ta. Dragostea ta față de suflete te va aduce și în inima mea, pentru ca să rămâi în mine și eu în tine. Maică preasfântă, dă-mi inima ta neprihănită pentru a-l găzdui pe oaspetele meu divin. Te îmbrățișez, iubitul meu mântuitor, și mă dăruiesc cu totul ție. Dă-mi numai dragostea ta și fă-mă statornic pentru ca niciodată să nu te părăsesc, ci să împlinesc întotdeauna voința ta. Doamne Iisuse, mântuitorul nostru, Tu ai chemat pe oameni la Tine pentru a-i mântui și pentru a le împărți binefacerile Tale divine. Vin și eu, plin de păcate și de greșeli, pentru a mă învrednici de iertare și pentru a implora harul Tău. Ajută-mă să fac bine și cu evlavie această împărtășanie spirituală, ca să mă învrednicesc de binecuvântarea și darurile Tale, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Oh,
Să ne rugăm, după ce am primit tainele cerești, implorăm, Doamne, îndurarea Ta. După cum ne-ai rânduit bucuria de a o sărbători pe Sfânta Fecioară Maria, dă-ne și harul ca după exemplul ei să putem primi în spirit de slujire taina răscumpărării noastre, prin Hristos Domnul nostru. În experiența spirituală a pelerinajului, cei care au credința mai slabă au prilejul să o întărească, văzând credința mai puternică a celorlalți. Cei care au răbdare mai puțină se întăresc văzând răbdarea altora. Cei ce se roagă mai puțin și mai superficial se îmbogățesc și se înnoiesc din rugăciunea fierbinte a altora, a tuturor. În pelerinaj suntem influențați de alții și influențăm pe alții prin felul nostru de a fi prezenți aici. Pelerinajul învinge rutina. În pelerinaj, Duhul Sfânt trezește în om o dorință mai mare de sfințenie, de înnoirea vieții. Iubiți credincioși, la predică, Părintele Provincial spunea de acea bucățică de plastic prin care respectivul om ajungea la cei dragi. Iată, adunați aici la Cacica să ne rugăm pentru predicator, pentru că prin intermediul predicatorului Dumnezeu poate să ajungă la mintea noastră, la inima noastră. Să ne rugăm pentru a sparge gheața, pentru a înmuia atâtea inimi împietrite. Gândiți-vă că dincolo de noi cei adunați aici prezenți la Cacica, prin intermediul Iercis Media, acest mesaj, această trăire a noastră a mai ajuns încă la 17.000 de oameni de peste tot din lume. Ne bucurăm că în acest an s-au alăturat și cei de la Angelus TV pentru a pătrunde și ei în casa, în sufletele celorlalți. Iată, formăm o familie aici și avem ocazia de a ne ruga mai mult, avem ocazia de a ne apropia mai mult de Dumnezeu, de Maica Domnului. Să trăim acest timp sfânt în soții de priveghere, de spovedanie, de împărtășire euharistică, de convorbiri duhovnicești cu alți pelerini. El este un izvor de bucurie și pace interioară, un prilej de îmbogățire spirituală. În următoarele momente ne vom întâlni la ora 4 pentru adorația euharistică, la ora 5 pentru Calea Sfintei Cruci, la ora 6 se va alătura și preasfințitul nostru Iosif Păuleț, la liturghia tinerilor și a persoanelor consacrate și după aceea mult așteptata și dorita priveghere mariană cu procesiunea în jurul bisericii. Până atunci vă urez poftă bună! Domnul să fie cu voi! Dumnezeu care în bunătatea Sa a voit să răscumpere neamul omenesc prin întruparea Fiului Său din Sfânta Fecioară Maria, să reverse cu îmbelșugare asupra voastră binecuvântarea Sa. Amin. Să vă însoțească pururea și pretutindeni ocrotirea Fecioarei Maria, prin care l-ați primit pe Dătătorul vieții. Amin. Voi care v-ați adunat astăzi cu pietate pentru a celebra sărbătoarea ei, să duceți cu voi darurile bucuriei spirituale și ale fericirii cerești. Amin.
binecuvântarea lui Dumnezeu Atotputernicul, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, să coboare asupra voastră și să rămână pururia cu voi. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.